parte este a 40 și a doua întâlnire, pentru că au mai fost alte 4 meciuri de egalitate în Premier League. Și a dat 28 de victorii Ronnie, doar 9 pentru Jimmy. Oricine, de fapt știu câștigătorul de pe acum, dragi prieteni. Nu vreau să intru într-un clișeu gazetăresc sau de comentator, dar categoric snookerul va fi cel ce va câștiga după meciul dintre cei doi. Vă spuneam că acestea sunt imagini de la masa de antrenament. Acela este Kevin G. Kelly, fostul manager, actualmente el mai ajută când și când pe Jimmy. Spuneam, sunt trei oameni, cei trei pe care sau care îmi sunt mai apropiați inimii, pentru că datorită celor doi care se vor înfrunta și în mod special a celui pe care îl urmărim acum la masa de antrenament, Jimmy White, am iubit acest sport, după care mărturisesc, recunosc că i-am înțeles încet, încet tainele, iar acest om, dacă ajungi să-l cunoști, repet, dacă ajungi să-l cunoști, nu are cum să nu-ți placă și mai mult să-ți trezească admirația pentru ceea ce a reușit să obțină, unora părându-li se că a fost un copil răsfățat al snookerului, dar n-a fost nici pe departe așa. E, al treilea personaj este în centrul acestei imagini. Cred că sunt în asentimentul tuturor iubitorilor de snooker din România să spun că nu se putea onoare mai mare pentru Alex al nostru decât să arbitreze acest meci, fără îndoială capul de afiș al turului ultimilor 64 de jucători din Open-ul Irlandei de Nord, întâlnirea Jimmy White, Ronnie O'Sullivan, arbitrată de un român, Alexandru Crișan. Câți dintre noi s-au gândit sau măcar au îndrăznit să se gândească în urmă cu 10 ani că un asemenea meci între doi titani va fi arbitrat de un român? Nimeni. Așadar, prieteni, a treia zi de concurs, sesiunea de seară, meciul serii, meciul acestei etape, ultimii 64 de jucători, întâlnirea dintre englezii Ronnie O'Sullivan și Jimmy White, cei mai buni prieteni în circuitul mondial profesionist. Dar aici există, n-aș spune neapărat o miză, există o onoare, nu se pune problema înțelegerilor, hai că te ajut, ajută-mă și tu. Meciul va fi unul cât se poate disputat, aș spune, la sânge. De ce? Am și argumente. Pe de-o parte, Ronnie dorește să ajungă cât mai sus în fazele competiției, astfel încât să evite ceea ce încă planează asupra probabilitatea, posibilitatea de a juca meciuri de calificare pentru ediția 2017 a campionatului mondial, în timp ce Jimmy, nu mai e nevoie să spun, are nevoie ca de aer de puncte, cu alte cuvinte, de meciuri câștigate, actualmente poziția 108 în clasamentul general mondial. Dacă la sfârșitul acestui sezon competițional nu va reuși să se plaseze deasupra locului 64, atunci va părăsi circuitul mondial profesionist. Sigur, ar fi la îndemână criteriul Q-School, unde deja nu mai pot să bag mâna în foc că Jimmy nu ar avea probleme, și asta pentru că sunt o sumedenie
Și când spun sumedenie, mă refer la zeci de jucători care așteaptă acel criteriu de calificare ca pe o mană cerească pentru a obține un card valabil 2 ani pentru a fi prezent în circuitul mondial profesionist. Sigur, sunt și alte meciuri care se dispută în paralelă de la această oră. Vi le voi enumera imediat. M-am luat și eu cu detaliile acestei întâlniri. Cel puțin din perspectiva mea, ultima întâlnire amicală sau nu dintre cei doi a avut loc la București în luna aprilie acestui an. Atunci în patrulaterul marilor glorii ale snucărului mondial profesionist, ajunse la București, cunoașteți conceptul de Snooker Titans, Jimmy, Ronnie, Henry și Mark Williams. În prima zi meciurile au fost Ronnie O'Sullivan, Jimmy White, 5-2 și Mark Williams, Stephen Hendry, a câștigat Mark Williams categoric, nu mai țin minte scorul, parcă 5-3 sau 5-2. Dar oficial vorbind, ultima întâlnire dintre cei doi a avut loc în 2010 la Openul Mondial în faza a doua, runda a doua, turul ultimilor 64, ca aici, a câștigat Ronnie 3-1. Ultima victorie a lui Jimmy în fața lui Ronnie datează de mai bine de 10 ani, ediția 2005 a defunctei Premier League. Mai mult, acel an a înregistrat și o particularitate în desfășurarea Premier League. De obicei, Premier League se disputa în a doua parte a anului, mai exact în ultimele 3 luni. Ei bine, în 2005 s-a jucat primăvara, a câștigat Jimmy 4-2 și aceasta este ultima victorie a lui Jimmy. S-au întâlnit la Masters de nenumărate ori, la Mastersul irlandez. A fost forțat Jimmy să atace buzunarul drept, a ratat lovitura de buzunar, dar nu cred că i-a lăsat poziție lui Ronnie, o poziție evidentă. Repede celelalte meciuri. Mark King, Liang Wenbo la masă alăturat în un meci extrem, extrem de important în situația în care Liang va câștiga. Mă voi uita pe tablou, dar nu turul următor. Turul ce urmează, adică în optim de finală l-ar putea întâlni pe Ronnie, dacă sigur Ronnie merge mai departe. Kyren Wilson, Jordan Brown, 3-2. Începe meciul Jack Lisowski, John Ashley, Jamie Curtis Barrett, îl întâlnește pe David Gilbert, 3-1 pentru Gilbert. Începe și meciul Aditya Mecta, Anthony McGill. Acestea sunt meciurile care se desfășoară la această oră. Vă voi ține la curent cu evoluția scorului. Și primul punct al meciului reușit de Ronnie O'Sullivan. O lovitură grea, o lovitură complicată. Sigur, Alex se cunoaște și cu Ronnie și cu Jimmy, nu neapărat din România, dar Alex l-a arbitrat pe Ronnie de fiecare dată când Ronnie a fost prezent la noi, la demonstrative, nu știu. Ba da, chiar și la Mastersul European, cred că primul meci, acela de calificare împotriva lui Daniel Wells, tot lui Alex i-a fost încredințat. În orice caz, mă bucură așa zisa coincidență, cine mai crede în ele. Este clar că și Ronnie nu neapărat că este emoționat, își vede de treaba lui, dar e complicat să joci
Potriva cel mai bun prieten, știi că acel prieten are nevoie ca de aer, de puncte, dar nu îi le poți oferi decât dacă și le câștigă meritat. Ten. Fifteen. Sixteen. Eighteen. Nineteen. Mila roșie din apropierea punctului de repoziționare a bilei roz. În continuare îl deranjează vădit plasarea bilei roz acolo, în apropierea bilei albastre. Blochează traiectoria bilei albastre la buzunarul de mijloc de parte stângă. Trebuie să mai ruleze bila albă, să mai ruleze. 29. Va fi obligat să atace buzunarul stâng mai mult ca sigur și că și-ar fi dorit ca bila albă să mai ruleze astfel încât să... Da, și vine ratarea. Astfel încât să... Da, și lasă un început ușor de break lui Jimmy să se plaseze între aceste două bile roșii. Nu, nu e bine. Ar fi trebuit bila albă să ajungă undeva în jumătatea inferioară de masă. Ar fi fost mult mai bine. Ping-ball. Ah, superbă, superbă lovitura reușită de Jimmy, o tăietură atât de fină pentru că era ușor trecută în jumătatea inferioară. Da, ce se întâmplă la masa alăturată? Mark Ng, Liang Wenbo,
Kyron Wilson îmi pare că a câștigat, da, matematica a câștigat meciul cu Jordan Brown. Și un alt meci pe muche de cuțit chiar nu există de la această oră. E, aici Ronnie a intrat în plin în bila roz. Pare că are mâinile ușor reci. Da, și după cum văd, sponsorul lui Jimmy de pe vestă, din partea dreaptă a sa, Kevin J. Kelly, este în continuare omul care îl ajută, dacă nu chiar a redevenit managerul său, ci drept nu l-am văzut la... la București. Iată, tribunele arhipline și este a treia zi de competiție abia. Mă gândesc că ce se va întâmpla cum vor arăta la finală. Evident, arhipline nu mai au în calcul dacă Mark Allen va reuși să ajungă în finală. Joe Swale a părăsit competiția, Fergal O'Brien este și el. Aha, da, e clar că este un suporter al lui Jimmy. Trebuie să evite carambolul, e bine, e bine. Are continuare la buzunarul stâng. Ce păcat, ce păcat că bila albastră nu este pe punctul ei. Sigur, evenimentul acestei zile reprezintă fără doar și poate realizarea senzațională a lui John Higgins, cel de-al optulea break maxim reușit de vrăjitorul din Wishel în carieră. £10.000 sterline suplimentare față de cât va câștiga în acest turneu. Reamintesc că a cam început să devină grădinar, a câștigat turneul invitațional din China, a câștigat săptămâna trecută învingându-l în finală pe Ronnie, campionul campionilor, altă 100.000, deci în două săptămâni și-a adăugat contului bancar 300.000 de lire sterline, ceea ce nu e deloc puțin. Da, foarte bine s-a descurcat Ronnie, foarte bine. Încearcă spatele bilei verzi. Poate chiar în spatele bilei galbene a încercat, nu a fost deloc departe, unghiul îl ajuta.
Okay. Pare să că primul joc are șanse mari de a merge în dreptul lui Jimmy White pe tabelă. L-a rugat pe Alex Jimmy să șteargă bilalbă. Da, pare să fi fost acolo un kick-ul, nu l-am văzut, dar poate un contact imperfect care practic a omorât bila albă, cum se spune. Aceasta nu a mai rulat. Poziționarea bilei negre. Ok, s-ar putea să aibă disponibil chiar unghiul de buzunar la bila roșie din dreapta bilei roz. Cred eu i-ar conveni mai mult, pentru că la cealaltă, cea mai apropiată de bila neagră, intră în carambol cu bila neagră. Nu, no, a reușit să le evite. 16. Ok, priza va fi ușor dificilă. A, nu. Oare? Încă nu a câștigat. 19. Bila maro. Excelent. 24 cu 27. Bila galbenă este bila de 1-0. Pe care o reușește Jimmy. Sullivan, 25 cu 22. Ronnie revine la masă, urmarea acestui fault. Prea puternic și cred că acum s-a terminat. Da. Oricum, a tremurat puțin Jimmy, urmarea acelui fault. E bine că până la urmă totul din perspectiva sa s-a terminat cu bine. Ceva interesant la celelalte mese, Liang Wenbo marking 1-0, Kyron Unson îl învinge pe Jordan Brown 4-2.
David Gilbert foarte aproape de victorie în fața lui Jamie Curtis Barrett și Aditya Mectal conduce pe Anthony McGill 1-0, la fel cum face și Jimmy White în fața lui Ronnie O'Sullivan aici la masa televizată. Noi facem o primă pauză și revenim, prieteni, odată cu începutul jocului următor. Dragi prieteni, primul joc al meciului Ronnie O'Sullivan, Jimmy White, s-a încheiat cu victoria lui Jimmy White. A fost un joc foarte interesant, n-au fost break-uri mari, dar în special Jimmy a reușit să transpună în break-uri consistente oportunitățile care le-a avut. Second frame, Jimmy White to break. Ați auzit pe Alexandru Crișan, jocul numărul 2 al meciului Ronnie O'Sullivan, Jimmy White. Jimmy are lovitura de deschidere. De siguranță lui Ronnie cu bila albă chiar lipită de manta superioară, care va fi răspunsul lui Jimmy. Principiu duce bila albă ușor în dreapta, în stânga pachetului. A refuzat să joace bila pe care Ronnie o joacă acum. Atenție aici, de ce a refuzat Jimmy să joace? Este o lovitură, n-a spune mai dificilă, este o lovitură dificilă pentru că trebuie să controlezi ambele bile, atât bila albă cât și bila roșie, așa cum a făcut Ronnie acum. Nu a dorit să-și asume riscuri Jimmy. Siguranța lui Ronnie. Situația la masă, poziția bilelor pe masă începe să fie una din ce în ce mai complicată pentru fiecare dintre jucătorii care ajung la masă. Mi-aduc aminte, nu știu, nu mai țin minte meciul, dar mi-aduc aminte lovitura lui Jimmy, considerată până nu de mult, numai cu vreo 3-4 ani, lovitura de lovitura secolului în snucărul mondial profesionist, a secolului trecut, un mase din spatele bilei, cred că maro, către bila albastră. Ronnie atacă din nou cu element de siguranță, îi blochează jumătatea stângă de masă lui Jimmy și Jimmy s-ar putea să fie obligat să joace o lovitură peste față la bila roșie, cea mai apropiată piată de manta laterală de parte dreaptă, dar mai depărtată de buzunar. Aceea. Au.
A imprimat mult contraefect, dar nu a lovit suficient de puternic și lasă posibilitatea lui Ronnie de a ataca buzunarul stâng. Și poziție la bila neagră. Cred, așa pare din acest unghi. Pentru că un bun prieten m-a întrebat astăzi, imediat după ce John Higgins a reușit break-ul maxim, câte break-uri maxime are Ronnie? 13. Eram într-o conversație pe un site de socializare. Am spus 13 sau 14, înseamnă că Stephen Henry are 12. Pentru că Ronnie l-a reușit pe cel prin intermediul căruia a luat conducerea și la acest capitol, ca și la capitolul break-urilor de peste 100 de puncte, 837. La Open-ul galez, ediția 2014, în final a câștigat în fața lui Din Junhui, în ultimul joc a reușit break-ul maxim, ultimul, cel de-al 13-lea, și singurul pe care l-a reușit cu mâna stângă, dar nu a folosit tot timpul mâna stângă, ba mai mult la ultima lovitură. La ultima bilă neagră a atacat-o cu mâna stângă. Ok. Cincizeci și patru. 91 maxim disponibile. Da. Mare, mare de lucrat Ronnie, dar sunt bile suficiente 62. În câmp deschis pentru a putea fi atacate. 63. Acum sunt 75. Bila neagră și încă o bilă roșie, care opinez că va fi fie aceasta de lângă mantă, fie cealaltă la buzunarul de mijloc. 70. A ales-o pe aceasta. Este 1-1. Cum spun englezii, no time, în prea puțin timp. 1-1 Mark Ing, Liang Wenbo, 1-0 Jack Lisowski, John Ashley, David Gilbert câștigă meciul cu James Curtis Barrett. 4-1 și imediat David Gilbert
David Gilbert, imediat să văd cu cine va juca în 16-ime, practic tabloul de 32. Convingătorul meciului pe care vi-l propunem după ce se va fi încheiat acesta, meciul Mark Williams, Craig Stadman. Ia să vedem. 98. Al 838-lea break de peste 100 de puncte. În mod normal nu ar trebui să aibă probleme. Ieșire cu două mante în spatele ultimei bile roșii. Nu, cu trei mante. S-a depărtat un pic, va executa lovitura cel mai probabil cu mâna stângă. Nu, tot cu dreapta. Excepțional. N-a fost deloc un break ușor, 114 cu 127, așadar un potențial 141 pe masă. Al treilea break de peste 100 de puncte al lui Ronnie la această ediție a Open-ului Irlandei de Nord. 128. ...141 închidere de masă, 1-1, după două jocuri superbe, dar diferite, total diferite, în meciul Ronnie O'Sullivan, Jimmy White, dragi prieteni. Facem o scurtă pauză și revenim odată cu începutul jocului următor. Și dar prieteni, iată care este clasamentul sau noul clasament al break-urilor de peste 100 de puncte. Turnează acolo John Higgins cu numai puțin de 4, dar cel mai important este cel reușit în ultimul joc al meciului câștigat astăzi în fața lui Sam Craigie. 4-1, break-ul maxim de 147, spuneam, este al 8-lea al scoțianului, al 8-lea din carieră. Începe jocul 3. Ronnie O'Sullivan are lovitura de deschidere, 1-1 după două jocuri în meciul contra lui Jimmy White. Atacă Jimmy, ratează, dar nu cred că a lăsat poziție. Obligat Ronnie la această lovitură de siguranță, duce bila albă în apropierea mantei inferioare. Cred că a reușit să blocheze jumătatea stângă de masă, dar nu l-a pus în dificultate pe Jimmy. Cred că
Șansa lui Jimmy ar fi să-i propună, să-l atragă pe Ronnie în niște jocuri mai încălcite. Da, și am furnizat o informație cum că Stephen Henry ar avea 12 break-uri de 147, că 12 break-uri maxime, nu, are 11, mea culpa. Atenție, trebuie să acopere bila roșie de pe din apropierea buzunarului drept. Pare că da. Touching ball. Ah, este poziția de touching ball anunțată de Alex. Da, era obligat Ronnie să strice poziția acelei bile roșii. Și primul punct al jocului 3 reușit de Jimmy White. Six.
12. Acordă mult timp Jimmy, nu se grăbește. Bila roșie, cea mai apropiată de punctul de poziționare al bilei negre, este o bilă cheie pe care Jimmy, dacă reușește să o trimită în buzunar, și asta foarte riscantă lovitura, va împrăștia, va sparge pachetul dacă o va ataca pe aceea. Să vedem. Pe aceea a jucat-o, are nevoie de noroc. Din păcate nu l-are. Se impune o lovitură de siguranță acum. Bila albă. În apropierea mantei inferioare și a buzunarului verde, dar nici măcar traiectoria la bila maro nu este liberă. S-ar fi folosit de bila maro pentru a plasa bila albă în spatele bilei verzi, aceasta fiind bila verde între bila roșie din apropierea buzunarului stâng și bila albă. Aici, asta e problema. Bila albastră joacă cu două mante și încearcă snucărul în spatele bilei albastre. N-a reușit să acopere nici bila roșie din jumătatea inferioară. Pare că da prin intermediul bilei maro, dar bila aceasta nu cred. Sullivan, one. Dar un punct reușit de Roni. Până se gândește Jimmy, să vedem situația de la celelalte mese. 2-1 Liang Wenbo, Mark King. A început meciul Marco Fu Sam Bird. 2-0 Lisovski în fața lui John Ashley. A început și meciul Eden Sharav Yang Bingtao. Aditya Mekta foarte aproape de 2-0 în fața lui Anthony McGill. A jucat lovitura de siguranță, nici de cum nu a jucat lovitura cu manta.
Fault și ratare, Ronnie. Jimmy White 4. Și îi lasă poziția lui Jimmy. Trebuie să oprească bila albă. Ce greșeală, ce greșeală din partea lui Jimmy și atenție, s-ar putea să fie în snooker la toate bilele colorate. Bila verde. Da. Vedea. Dar nu putea continua break-ul. Da, nu a fost o lovitură de buzunar, dacă vreți, lovitură la două capete, dar bila roșie era ușor trecută în jumătatea superioară de masă. Cred că Ronnie a executat exclusiv o lovitură de siguranță. Jimmy, nu, nu, nu așa. Dacă Ronnie buzunarul de mijloc încearcă repoziționarea bilei albastre, care l-ar avantaja foarte mult în condițiile în care bila roz poate fi jucată doar la buzunarul drept sau buzunarul de mijloc de parte stângă, bila neagră deplasată de pe punct a jucat pentru bila roșie cea mai apropiată de bila neagră și slabe, slabe speranțe dacă nu greșește Ronnie pentru Jimmy. 7. Exact ce spuneam. Mai pierde și Ronnie bila albă. 14. A vrut el să fie mai spectaculos, dar chiar nu avea nevoie. Da, părea că are traiectoria liberă la buzunar această bilă roșie, dar n-a atacat-o la buzunar, a jucat-o lovitură de siguranță, Ronnie.
Există și la Belfast telefoane mobile în sală. Eu l-am auzit. Să nu ne mai critique lumea așa tare, pentru că noi nu avem cultura lor snucăristică și oricum spectatorii din tribunele cercului Globus din capitală chiar s-au comportat admirabil. O cultură snucăristică greu de imaginat pentru spectatori care doar în afara țării au mai avut ocazia să asiste de la fața locului la un turneu. Zgomotul loviturii mi s-a părut ciudat. Superbă, superbă lovitura lui Roni și ghici ce numele jocului. Sullivan, one. Fall și ratare, Roni 6, a blocat buzunarul drept urmarea faultului. S-ar putea Roni să ceară refacerea poziției. Da, nu. One. Are poziție bună la bila neagră. Bila neagră are traiectoria bună, liberă la buzunarul drept. Da. Eight. Seamănă foarte mult cu jocul lui Roni de la Masters-ul de la Shanghai, așa cum și l-a caracterizat chiar el, Rusty. Daniel Sullivan, 8. Excelent, reușește Jimmy să întoarcă pur și simplu bila roșie în buzunarul drept. E, din păcate, chiar el a trimis în apropierea celuiași buzunar bila roș, care cam blochează traiectoriile a două bile roșii din totalul celor patru rămase pe masă. Pinball. Bila verde. Atacă Jimmy. E ok. E ok. Problema lui Jimmy este că este stângaci. A cerut scuze lui Roni. Nu a jucat așa. Nu a mizat pe contactul cu marginea superioară a buzunarului de mijloc de parte stângă.
buzunarul galben sau buzunarul de mijloc de partea stângă. Ambele lovituri sunt grele. Ușoară lovitura de buzunar. Nimic important la celelalte mese. Ronnie atac. Excepțională lovitură de distanță. Ha. Părea că are foarte mult loc, dar chiar un fir de păr nu, dar vreo 3-4 sigur nu ar fi încăput între traiectoria bilei roșii și bila roz. Are nevoie și de următoarea bilă roșie. 22 cu 35, 29 cu 35. Bila roșie devine bilă de 2-1 și Broni o plasează bila albă perfect. Chiar a rulat mai mult. Atenție, Alex Caroni, să nu ridice cumva piciorul de pe sol. Da. Sullivan, 31. Frame considered. Frame, Ronnie Sullivan. Și adar, Ronnie trece la conducerea meciului 2-1 în fața lui Jimmy White. Chiar și acest joc mai încălcit, mai împiedicat, a fost, cel puțin din punctul meu de vedere, plăcut ochiului. Pauză. Disponibil pe Eurosport Player la masa 2, meciul dintre Liang Wenbo și Mark King. 2-1 în favoarea lui Wenbo, dar pare se că se va înregistra al doilea rezultat de egalitate. A fost 1-1. Spun că meciul de la masa 2 are cel puțin o importanță la fel de mare ca cel de la masa 1, pentru că în el joacă singurul jucător care a mai rămas din totalul celor 128 din circuitul mondial profesionist, care a mai rămas în cursa pentru bonusul de 1.000.000 de lire sterline, ce va fi acordat jucătorului care va câștiga toate cele 4 turnee ce compun Home Nation Series. L-ați auzit pe Alex. Începe jocul 4. Jocul 4 al meciului Ronnie O'Sullivan, Jimmy White. Jimmy White are lovitura de deschidere. Ronnie conduce 2-1. Thank you.
Ce lovitură! Urmează o nouă lovitură interesantă dacă atacă buzunarul, dar Ronnie joacă jocul așa cum trebuie. Ok. A greșit aici lovitura de siguranță. Iată, 29 de secunde pentru Jimmy, 17 secunde media per lovitură pentru Ronnie, și Adar a avut și valori mai mici de 17 secunde. Foul și ratare. Foul, ne miss. Jimmy White 4. Can you put that back down, please? Back. Da, Alex, întotdeauna autoritar, respectos, civilizat, dar autoritar. A rugat pe cineva să lase jos geanta, rucsacul. Da, din nou foul și ratare. Nu, nu poate fi atenționat Ronnie pentru că nu vede nicio bilă roșie în plin. Asta îl preocupa pe Ronnie să nu lovească în plin. O primă șansă pentru Jimmy de a stabili egalitatea pe tabelă. Convine bila roz să intre în pachet. Ia să vedem. Asta mai trebuie lui Jimmy acum. Obligat să atace buzunarul de mijloc de parte dreaptă. Foarte grea lovitură. Excelent! Super! S-a repliat, s-a reechilibrat Jimmy.
atenție, putea comite faul, foarte bine executată lovitura. Alex a fost foarte atent.25. Da, trebuie să ataci acum buzunarul verde. Dacă are traiectoria liberă acolo. Lovitura este? Nu, nu, am văzut. Din păcate. Fourteen. 15. Buzunarul stâng. Mare. 22. 29. Egalitate 30. În acest moment cu 67 maxim disponibile. Deci înseamnă că Ronnie va avea nevoie de toate bilele roșii pentru a-l trimite pe Jimmy dincolo de limita snucărelor. 38. 45.
46. Sixty. 61. 36 cu 35, bila neagră a fost bila de joc, dar Jimmy va reveni la masă. Are nevoie de doar un snooker pentru un punct. Și Ronnie tactic face bine ceea ce face, a deplasat și bila neagră. Nu știu dacă asta a fost intenția. Intenția a fost în principal să trimită bila roșie în jumătatea inferioară. Colorată, stricată, și acum îi lasă o poziție favorabilă lui Jimmy. Iată. Rulează prea mult bila roșie și printre bila galbenă și bila maro, Ronnie vede să atace bila roșie. Oho. Din nou șterge fin bila roz. Practic a stricat întreaga masă, doar bila maro se mai află pe punctul ei. A reușit snucrul, dar nu este unul foarte greu. Nu e nimic, reușește Ronnie acum. Și cu două mante. Bine, dar din păcate îi lasă poziția lui Ronnie. Gata, este 3-1, Ronnie la un joc distanță de calificarea în 16-mile de finală. Acolo unde, imediat, va întâlni învingătorul meciului. Nu, știe deja și adversarul, este vorba de chinezul Zhang Ganda, învingător în fața lui Chris Wakelin, cel care l-a învins la Openul englez pe Ronnie, în joc decisiv 4-3. 14. Break-ul de 68 a fost cel câștigător până la urmă. Ronnie 3, Jimmy 1. Facem pauză și revenim, prieteni.
Și dar patru jocuri consumate din întâlnirea de gală până la urmă este cel mai răsunător, dacă vreți, cea mai răsunătoare întâlnire din acest tur al ultimilor 64 de jucători, pentru că meciuri bune au fost și mai devreme. Vă reamintesc, John Higgins a reușit un break maxim de, evident, 147. Peter Ebden a jucat în, a câștigat în joc decisiv meciul în fața lui Adam Duffy, în care a ratat bila galbenă din secvența colorată. Jimmy White a revenit în arenă. Alex Hrișan anunță jocul cu numărul 5. Începe Ronnie O'Sullivan, deschide jocul, conduce 3-1 și mai are nevoie de un singur joc pentru calificarea în 16-mile de finală. Vă spuneam despre alte meciuri. Bune consumate astăzi. Peter Ebden a fost și el foarte aproape de a realiza break-ul maxim. A ratat bila galbenă din secvența de bile colorate, cei drept cu sprijinul. Executat lovitura pe lângă bila albastră. Jucătorul tailandez, ca să nu-i greșesc numele, imediat îi spun, a produs o mare surpriză. Akani Songser Savad, cel care vă povesteam de unezi, chiar dacă nu a fost prezent pe tabloul Masters-ului European de la București, totuși ne-a vizitat țara și s-a antrenat la singura academie. De snooker din România. Și când spun asta, mă refer în principal la calitatea meselor. Sunt aceleași mese pe care se joacă și aceste meciuri. Foarte, foarte grea lovitura la bila roz, reușită perfect de Ronnie. N-a reușit să întoarcă atât cât își dorea bila albă. Repede un tur de orizont. Acelalte mese. Aproape de 3-2, Liang Wenbo în fața lui Mark King. Marco Fu 1-0 în fața lui Sam Bird. Ronnie de neoprit aici la masa 1. Jack Lisowski, John Ashley 3-0. Yang Wingtao conduce pe Eden Sharav 1-0. 3-0 Aditya Mekta contra lui Anthony McGill. Tată, Ronnie, n-a fost o lovitură ușoară, spune mai degrabă o lovitură de semidistanță. Cu sprijinul, considerat încă unul dintre cei mai buni jucători cu sprijinul din circuitul mondial profesionist.
6. Foul. Give me white 6. When you're Sullivan 4. Ce ghinion este aici. Ar trebui să prindă marginea. A șters ușor. Prea fin pentru a rămâne pe masă bilalbă. Foarte aproape de buzunar. Sigur, nu asta a dorit urmarea unui alt carambol. Bila Roz. Deci Bila Roz și-a ajuns în apropierea buzunarului drept. S-a folosit de acea bilă Jimmy pentru a executa o lovitură de siguranță. Ronnie a atacat, a ratat, nici măcar nu a amenințat buzunarul. Să fie avut noroc, după cum se uită Jimmy, pare că cele două bile se anulează una pe cealaltă. La bază și lateral, dreapta pe bila albă. Six. Nu se poate, nu se poate. Jimmy White 6. Da, nu știu, cred că și-a cerut scuze, l-a dat ușor la o parte, dar Alex nu terminase de repoziționat bila albastră. Începutul sfârșitului. 9. Po. Nu? Bila Roz se uită, Ronnie. Are traiectoria liberă la buzunarul drept.
E prea drept. Da. E mai rău. Va forța? Nu. O lovitoare de semi-distanță. Bila roșie, cea mai apropiată de punctul de repoziționare al bilei roz. Aceea va fi atacată la buzunarul stâng. De aceea nu a jucat Roni bila roz, pentru că ar fi blocat traiectoria spre această bilă roșie. Frumos cel de-al doilea carambol controlat. Gata. S-a terminat. '59 maxim disponibile. Meci de colecție, așa cum spun iubitorii și împătimiții snookerului din țara noastră. Un meci 37. Nu neapărat care ne-a ținut cu sufletul la gură, dar a avut de toate. O închidere de masă de 141 în jocul 2, reușită de Roni. Dueluri tactice, ratări, snucăre. A fost bila de 4-1. Roni urmează a-l întâlni în 16-imile de finală pe chinezul Zhang Anda. Jimmy, din păcate, rămâne cu cecul de 1000 de lire sterline câștigat ca urmare a calificării sale în acest al doilea tur, în această a doua fază a tabloului principal. Ultimii 64 de jucători. Dar dacă e să mă întrebați pe mine, fără doar și poate, jucătorul lunii noiembrie nu poate fi altul decât John Higgins. Două turnee câștigate, un total de 300.000 de lire sterline încasate din cele două, iar astăzi a reușit break-ul maxim, al optulea al carierei. 70. Mâine 16.000 și 8.000, pentru că vineri se vor desfășura sferturile, sâmbătă semifinalele și duminică finala. Și adar va fi o zi destul de obositoare pentru cei care se vor califica în optimi. De ce? Pentru că în 16 meciurile încă se dispută după sistem. Ambele meciuri după sistemul cel mai bun din 7, primul la 4. În sferturi cel mai bun din 9. Semifinalele cel mai bun din 11 și finala cel mai bun din 17, break de 95, închidere de masă, de joc și de meci. Ronnie O'Sullivan își învinge bunul prieten Jimbo, așa cum îi spune Ronnie, cu 4-1 și merge în 16-ul, unde urmează a-l întâlni pe chinezul Zhang Anda.